Se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu, Domnul Hristos și Duhului Sfânt, întreitul nume care ne ține în viață cu un scop. Care este scopul cerului pentru care ne ține în viață? Spre slava lui Dumnezeu. Spre slava lui Dumnezeu, da, slava Domnului. Dar are o consecință până la urmă, normală, pe care noi o așteptăm ca să fim și noi salvați, să fim împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie. Amin. Personal, și cred că sunteți de acord cu mine, să mulțumim Domnului pentru învățăturile acestea pe care le-am primit. De fapt, dacă observăm, temele școlii de sabat nu sunt deloc noi. Cel puțin tema aceasta de astăzi, după câte mi-aduc eu aminte, s-a mai învățat cel puțin de 3-4 ori, cel puțin de 3-4 ori, de când știu eu așa, de-a lungul anilor. Într-o formă mai evoluată, este adevărat. Rămân cuvintele Scripturii înțelepte, care zic, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi. E, ca să fie ferice de noi, haideți să le și facem. Adică să lăsăm pe Dumnezeu, să cerem Dumnezeu să sfințească abilitățile pe care le avem. Și avem destule, să știți, avem destule. N-am vorbit noi astăzi despre un dar pe care Dumnezeu, eu aș vrea să-L sfințească foarte mult. Știți care? N-am vorbit. Care a fost acela? Darul misiunii, mulțumesc, sora, mulțumesc. Păi despre darul acesta, că dacă le avem pe toate și nu avem și darul misiunii, că Dumnezeu spune, a zis cineva, fratele, a zis că noi ne naștem ca misionar. Așa este, dragilor, păi dar n-a fost niciodată vreo nevoie mai mare ca acum de misionari. Da, așa este. Bine, acum rămâne ca fiecare să ne cercetăm, să ne revizuim viața și să vedem unde suntem. Și acolo unde avem scăpări, greșeli, să strigăm la Dumnezeu, că El este gata să ne ofere, să ne dea binecuvântele de care avem nevoie. Și eu cred că lucrurile acestea nu vor întârzia. Depinde de noi. Dragii mei, școala de sabat s-a încheiat aici, așa cum suntem obișnuiți, fără pauză, mergem mai departe, trecem la serviciul divin. Nu înainte de a deschide serviciul divin de dimineață pentru prima parte cu imnul 497, Sfânta Speranță. Thank you.
Dar mi-aș vrea ca cineva din sală să înalțe o rugăciune. Cine se simte îndemnat și consideră că poate să spună ceva Domnului în această dimineață? De la balcon, tineri, nu ne înghesuim, așa, în rând. Tatăl nostru, ca vorbăși în Doră și Marie, să aducem laudă, onoare pentru că încă dragostea ta se revață asupra noastră, ca individ, ca familie, ca biserică. Și îți mulțumim, Tatăl, și pentru Duhul Sfânt și darurile pe care le trimit asupra poporului tău, încât biserica noastră să se pregătească în vederea evenimentelor care le așteptăm. Amin. Ne predăm întreaga ființa noastră, întreaga noastră societate, tinerii bisericii noastre, copiii, cei în vârstă și cu toții, Tatăl, să simțim prezența Ta în viața noastră. Amin. Ajută-ne, Tatăl, să fim o lumină pentru cei din jurul nostru, să te prezentăm cu demnitate și respect, să fii, Tatăl, prezent cu toți copiii tăi, să ne hrănești spiritual și corporal, să fii cu cei bolnavi, cu cei care trec în anumite situații de răspătări. Încântă-te, Tatăl, viețile noastre și condune Tu în vederea revenirii. Amin. La putere și celor care ne prezintă în acest roșu și roșu și rămâi prezent și conducea la bisericii voastre la toate nivelurile care să fie parte conștient de rolul și trebare care o au în această lume. Pregătiți să fim gata când ai venit în Norul Cerului, se traduce în urmare, laudă, de mărire, Domnului Iisus și Duhului Sfânt. Amin. Și sora Milena? Amin. Pace tuturor. Întotdeauna, gândul la casa părinților îi aduce în minte lucruri frumoase lui Pavel Goia, editorul revistei Ministri. Deși tatălui era un antreprenor, procesor în domeniul construcțiilor, în timpul comunismului, familia lui niciodată nu avea o mașină luxoasă, mobilă scumpă sau o casă mare. Întotdeauna îi spunea mamei, își amintește Pavel că, dacă lucrurile ar merge mai bine, am ajutat la înaintarea lucrării în Dumnezeu. Lui Dumnezeu. În aceste comori, acestea sunt comorile noastre, pentru că de aici nu luăm nimic, în afară de sufletul nostru care să meargă în cer. Așa că să investim în suflete. Într-o ocazie când construiau biserică, povestește el, tata a venit acasă cu 25.000 de lei după ce pusese acoperișul nou la o casă, la o școală. Când mama a întrebat cât să dăm, 10%, tata a spus nu, 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 îi dăm pe toți, la care mama a răspuns. Hai să păstrăm 2.000 de dolari pentru casă, pentru urgențe. Tata a fost de acord și a spus bine, păstrăm 10% și dăm 90%. Uneori dăruia chiar jumătate, își amintește Goia.
în funcție de nevoia bisericii, nu de nevoia noastră. El obișnuia să spună, cine ne-a dat banii, cine ne-a dat sănătate, el ne va da din nou și ne va da mai mult. Dăruiește totul, dă totul bisericii. Și acest lucru nu s-a întâmplat o singură dată, spune Goia. Cam așa s-a întâmplat întotdeauna. Ne-am obișnuit să auzim din nou și din nou același lucru, până când a pătruns adânc în mintea noastră. Cum te poate folosi Dumnezeu ca să înveți pe copiii tăi importanța unui trai simplu și a dărui fără măsură, obiceiuri care să le lege inima de Domnul? Când prinde rugăciune în timpuri în inimă, obiceiul de a dărui îl va proteja pe copil de capcanele materialistului și ale obiceiului de a cheltui inutil. De exemplu, poți să îi oferi copilului o alocație mică, sistematic, pentru a-l învăța să pună pe Dumnezeu pe primul loc în apoierea zecimii și a darului fără făgăduit, înainte de orice alte cheltuieli. Din cuvântul lui Iisus înțelegem că acolo unde ne investim banii și noi și copii, acolo este și inima. Scrie în Matei 6,21. Rugăciune, Doamne, de acum, când ne închidăm în Ție prin zecim și daruri, ajută-ne să dorim nu doar pentru slava Ta, ci de asemenea să fim exemple pentru generațiile tinere care să poată călca pe urmele noastre și să Te găsească pe Tine. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, bun și sfânt, în numele și prin meritele Domnului Hristos, pentru că, iată, ne oferi și ocazia aceasta să ne închinăm prin zecimi și daruri, prin a aduce la casa visteriei ceea ce Tu ne-ai dat ca binecuvântare și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Tatăl nostru, Te rugăm să binecuvintezi ceea ce noi am adus aici, să faci să meargă acolo unde trebuie, să facă lucrarea Ta, să binecuvântezi și ceea ce a rămas acasă și putem să folosim noi pentru familiile noastre și pentru hrana noastră, pentru îmbrăcăminte, dar și pentru celelalte lucruri pe care noi le socotim necesare. Ajută-ne, Doamne, ca făcând lucrurile acestea care țin de credincioșia noastră, să creștem în credință, să ne apropiem mai mult de Tine și să înțelegem că trăim timpurile din urmă când este nevoie ca să fim creștini compleți. Adică să avem tot ceea ce trebuie, tot ceea ce ne-am învățat, să ne dai puterea să le împlinim
ca să onorăm numele Tău cel Sfânt. În numele Domnului Hristos Te-am rugat și îți mulțumim că n-asculți. Amin. Brațul Tău, Sfânt Iisus, m-a luat de noroi, de păcat, m-a spălat. Ce sunt eu să privești Tu la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, Te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-ai iubit. Sunt o mână de țărână, dar Te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar Te laud, Doamne. Am văzut cum senin ochii Tăi, cu iubire au privit spre ai mei. Cu al Tău glas duios mi-ai șoptit: Te salvez, fiindcă mult Te-am iubit. Ce sunt eu să privești doar la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, Te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-ai iubit. Sunt o mână de țărână, dar Te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar Te laud, Doamne. Mulțumesc că prin har m-ai schimbat, Salvatorul meu sfânt minunat. O lumină-i de-acum viața mea, Duhul Sfânt mi-a umplut inima.
ce sunt eu, să privești tu la mine. Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-ai iubit. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Amin. Amin zic și eu, amin putem să zicem toți, suntem o mână de țărână, dar Dumnezeu ne iubește. Amin. Mi-aduc aminte de ceva timp în urmă, nu mai știu cât timp este, sunt câțiva ani, probabil că v-am mai spus. Ne-am împrietenit în zona Argeșului cu o familie de preoți. El era preot ortodox, tânăr, soția lui, aveau două fetițe și din când în când se mai, nu era, nu se certau, dar așa se mai supărau și el pleca la părinții lui și ea rămânea acasă cu copiii și la părinții ei. Și noi, pentru că eram prieteni și ne socoteam creștini, ei slujeau în biserica lor, veneau și pe la noi și tot așa, făceam seminarii acasă la socrii, eram prieteni. Și când auzeam că s-au distanțat, mergeam la ei ca să, neapărat să îi împăcăm, dar să facem ceva așa pentru ei. Și preoteasa folosesc termenul acesta, cunoscut de noi, la un moment dat, frate Vănică, noi ne-am iubit la început, ne-am iubit. Și n-am răspuns așa imediat, dar pentru că era și fratele Nicu Butoi, era în țară atunci și era cu noi și zice, da, v-ați iubit, dar dragostea se întreține. Ah, nu m-am gândit la așa ceva. Extraordinar. Doamne, gata, am înțeles acum. De ce am spus aceste lucruri? Pentru că în domeniul religios, cam toate lucrurile merg aici. Adică trebuie să întreținute. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu e bun. Dar trebuie întreținut. Nu știu ce au în intenție cei pe care i-am invitat astăzi de la Sibiu, dar bănuiesc eu așa, bănuiela că toate ar fi păcat, dar data asta mi-asum responsabilitatea. Și cred că o să ne vorbească despre ceea ce fac și știu că fac aproape mereu. Misiune. Și mi-ar plăcea ca și noi să ne încălzim și să facem ceea ce nu prea mai facem în ultima perioadă, și anume misiune. Dacă biserica nu face misiune, dacă nu se întreține în felul acesta, ceva nu este în regulă. I-am invitat să vină, să fie între noi, să ne povestească, să ne vorbească din experiențele dumnealor și cred eu că Dumnezeu va face într-o bună zi și lucrarea aceasta să ne învrednicească, să ne însuflețească și oferindu-ne Duhul Sfânt care ne-a promis să devenim acei creștini, nu căldicei, ci fierbinți pentru numele Său. Amin? Amin. Frate Vasile, vă invit să ne prezentați ceea ce ați pregătit. În primul rând doresc să vă salut cu pacea Domnului. Doresc să mulțumesc Dumnezeu pentru bucuria de
a fi prezent în mijlocul nostru și am putut să venim, suntem sănătoși. Toată doresc să mulțumesc și fratelui Fănică și comunității de la Pitești pentru că ne-ați invitat. Vă mulțumim tare mult și dorim să ne simțim cu toții bine și Duhul Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare în studiu. Astăzi o să vă prezint, nu știu cât timp, este până la 11 sau până la... O timp? 12. Okay. Ca să știu dacă să mă încadrez tot ce am de spus. O să vă prezentăm, în general... Până la 11. O timp? Până la 11. Ok, până la 11. Mai sunt 20 minute. O timp? La 12 vine tura a doua. Da. Noi, la Sibiu, mulțumim Dumnezeu pentru că s-a format o grupă în care ne dorim doar, adică să facem misiune, să vestim Evanghelia, pentru că biserica noastră este de așa natură, adică așteptători, ai cui. Dacă noi nu vestim a doua venire, cine să o vestească? Dumnezeu de-aia ne-a chemat. Nu? Dumnezeu a adus încă o biserică să fie la număr. Nu, are un scop. Mi-a plăcut foarte mult cum spune mișcare, advent, adică tot timpul este în mișcare, tot timpul este în activitate. Și dacă Dumnezeu e cu noi, cine poate să fie? Împotriva noastră. Acum chiar dacă vom fi unii dintre noi martiri, dacă se spune slava lui Dumnezeu și pentru salvarea altor suflete, Domnul să fie lăudat. Cine își iubește viața mai mult decât? Nu-i vrenic, da, de mine. Poate să avem înțelepciune, cum să interpretăm lucrurile, nu să ne părăsim familie sau alte lucruri, și să, da, adică să avem înțelepciune. Vreau să vă arăt ceva, cum am început noi lucrarea în Sibiu. Ne gândeam cum să... Ați văzut că oamenii nu mai vin la evanghelizări. Foarte puțin vin la evanghelizări, nu mai vin oamenii. Și ne gândeam cum să prezentăm. Este prima imagine care m-am gândit să fac un roll-up cu chipul lui Daniel și să prezint profețiile din Daniel 2. Am mers la primărie, am cerut autorizație, ne-au dat și m-am gândit să-l pun pe stradă și oamenii să vadă. Oamenii sunt foarte interesanți. În cartea Evanghelizare, dacă Biserica Adventistă ar studia cu sârguință, am ști exact cum să facem lucrarea misionară. Aceste lucruri ce le-am prezentat aici și care ideile sunt din cartea Evanghelizare. Adică acolo ne spune cum să prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu în diferite în orașe, în sate, cum să prezentăm ca să avem, nu noi, succesul și să avem eficacitate, adică Dumnezeu să fie suflete pentru Dumnezeu. Am prezentat acesta, după aceea am făcut, acest este un om, am făcut un cort. Nu știu de unde se stinge, eu nu știu de unde se stinge lumina. Poftim? Este o imagine numai cu... Este o imagine care... Da, aici este, noi am făcut un cort care am inscripționat profețiile din Daniel și Apocalipsa. Te rog să... este o imagine mai clară. Da, aici este o doamnă, este o doamnă juristă care ne-a spus că zice, cărțile astea lui Ellen White, zice, femeia asta nu e o femeie adică normală în ce sens, adică este profet. Fără ca noi să discutăm subiectul, să spunem, ea ne spune, cred că femeia asta, cum scrie, este un profet. Pentru că scrie atât de interesant încât nu poți să nu te captiveze și nu poți să înțelegi lucrurile mult mai bine. Da, aici este un frate baptist și un frate de sus de la balcon care este cu noi în echipă. Și... Aici, oprește, te rog, un pic. Oprește aici, te rog. Deci am făcut acest cort, am prezentat pe o parte laterală sanctuarul, sfânta și în partea cealaltă sfânta sfintelor. După aceea, pe partea cealaltă, am pus cele trei solingerești și profețiile din Daniel 2, 7, 9 și 11. Spre uimirea noastră, au fost oameni zilnic, 300-350 de persoane zilnic veneau, luau cărți, ba mai mult de lucrul acesta. Niciodată noi ne-am dus pe stat, haideți la cărți. Niciodată. Am pus cortul acolo, am stat liniștiți și veneau la noi. Am avut cărți, numai Spiritul Profetic și Biblie, alte cărți. Am avut sugestii, dar am preferat să nu punem alte cărți.
Pentru că prefer să dau omului ceea ce e inspirat de Dumnezeu. Pentru că eu vin dintr-o familie de ortodox, experiența mea știu cum am venit și știu că atunci când citești, doar spunea cineva să citești, citiți cărți nu bune, foarte bune, ca să poți să faci diferența când vei citi, poți să citești de celelalte, dar nu cred că și are sensul, pentru că mintea noastră are nevoie de să avem o minte sănătoasă, o minte plină de Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut experiențe de tot felul. Și cu oameni spiritiști, și cu oameni religioși, cu pastori, cu preoți, cu contabili, cu fel de fel de oameni din diferită clasă socială. Una dintre ele este o femeie spiritistă, din punctul meu de vedere, ne-a depășit. Trebuie să cerem, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să putem să facem față, pentru că noi ca om nu faci față, numai Dumnezeu să intervine. Când intervine cu un demon, poate vi se pare ceea ce vă spun ceva, dar este adevărată. Noi ne-am gândit cu acest, prin acest cort să putem să, în Sibiu ne-am hotărât și ne-am propus ca fiecare familie din Sibiu să aibă măcar o carte din Spiritul Profetic. Avem pliante chipului cu toate profețiile noastre care le-am împărțit în tot Sibiu. Cred că mai avem un cartier și îl terminăm. Roadele, Dumnezeu se va îngriji de aceste lucruri. Nu este treaba noastră. Treaba noastră este să ducem solia. Suntem mesageri. Și solia nu este a noastră. Solia lui Dumnezeu, noi o prezentăm și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pe fiecare om, Spiritul Profetic ne spune că nu este treaba noastră când vor ieși roadele. Spune că cineva poate să aibă o carte, carte evanghelizare, poate să aibă o carte, să prindă o carte, să, și după ani de zile să o ia, să o citească, poate omul pățește ceva și o citește. Important ca omul să aibă o carte în casă. Vedeți în ce timpuri trăim și omul e posibil să se întoarcă. Sunt oameni care mă sună, cărțile au număr de telefon pe ele și mă sună oamenii și mă întreabă. Au fost oameni care scriau în spatele cortului unde era profetul Daniel cu oja, nu avea cu ce spune, nu am văzut. Și am spus, uite, îți dau o carte care vorbește toate lucrurile acestea. Și spuneau oamenii, păi cum, de ce le dați gratuit? Am spus, toate lucrurile, cele mai bune lucruri din partea Dumnezeu sunt gratuite. Aerul, lumină, toate sunt gratuite, nu plătim nimic. Mântuirea, toate sunt gratuite. Și era o femeie ce, domnule, n-am primit niciodată în viața mea ceva gratuit. Eu zic, domnule, noi le plătim. Dar noi, eu hotărăsc, eu cumpăr o carte și eu hotărăsc ceva, dacă vreau să o dau gratis sau vreau să dau bani. Nu, mi se pare. Au fost și oameni care au spus, domnule, dacă și religia ar fi pe bani, atunci o fi o mare problemă. Da. Acum ce aș vrea să... Am fost la o școală misionară în Germania și aș vrea să împărtășesc dumneavoastră anumite imagini din da, reformațiune. Aceste poarta... Poate ați fost unii dintre asta, poate n-ați fost. Este poarta de la Wittenberg, care Luther a postat cele 90 de teze. Poarta era din lemn, dar a luat foc și a schimbat-o. Te rog să mai... Asta e cetatea din Warburg, unde Luther a scris, unde a tradus Noul Testament și Vechiul Testament. Aici este o ladă în care Inchiziția își puneau banii. Este o ladă care 5 oameni nu putem ridica. Este imens, foarte, foarte grea. Aici este camera unde Luther a tradus. A rămas intactă, n-au modificat-o. Aici este casa lui Melanton. Dacă mergeți în Wittenberg, o să... E totul un muzeu, deci... Nu trebuie multe zile ca să vizitezi tot ce... Să vedeți câte case a avut Luther, era banchier câte case, să vedeți câte case a avut Luther. Bine, s-a făcut multă bige. De ce vreau să prezint aceste lucruri? Reformațiunea a avut un rol foarte important. Îmi cer scuze că timpul mă presează. A avut un rol foarte important și foarte decisiv din punct de vedere spiritual. După un timp al evului mediu întunecat, Dumnezeu a spus să fie lumină. A ridicat reformatorii care să prezinte Cuvântul lui Dumnezeu direct. Au fost din partea cealaltă, dacă vă duceți în spate
la biserica din Wittenberg este o grădină foarte mare. Și se numește Grădina Ecumenică. Acolo, pozele, nu le mai găsesc, le-am avut, dar nu le mai găsesc în laptop. Mai am ocazie, poate, să mai fac vreodată. În Grădina Ecumenică, toate religiile de pe fața asta, pământului câte sunt, toate au plantat câte un pom. Și jos are o tăbliță fiecare biserică care a plantat un pom. În centrul acestei mari grădini, sunt trei biserici mari. Este o pentagramă și trei biserici mari și late puse chiar în vârf. Biserica catolică, musulmană și ortodoxă. Și celelalte sunt pe lângă. Vă dați seama dacă s-ar trezi Luther sau reformatorii? Aș vrea să dau citire din, dacă vreți să deschideți cu mine Biblia la capitolul 13 din Marcu, capitolul 13. Și aș vrea să citim câteva versete. Când a ieșit Iisus din templu, unul dintre ucenicii lui i-au zis: Învățătorule, uite-te ce pietre și ce ziduri. Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmate. Apoi a șezut pe muntele măslinilor, în fața templului, și Petru, Iacu, Andrei și l-au întrebat deoparte: Spune, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Dacă citiți tot capitolul 13, capitolul 13 din Marcu e la fel ca și capitolul 24 din Matei. Domnul Iisus nu le spune la oameni, nu le spune la ucenicii aceștia că erau interesați. Domnul le spune, băgați de seamă să nu vă înșele ceva. După aia urmează, capitolul spune, vor veni războaie, vești de războaie și vor să unii frate, să va da la moarte pe frate și mai multe. Dar foarte interesant mi-a rămas în minte, ce spune Dumnezeu le spune Domnul Iisus, băgați de seamă să vă înșele cineva. Mă întreb, la ora actuală, înșelătoria a atins culmile? Uitați-vă în societate, înșelătoria și manipularea este la un nivel maxim. La ori tot pasul, fiecare încearcă să te înșele. Sau, numai să te privești 10 secunde sau 10 minute la televizor, din 10 minute garantez că nu numai înșelătorie. Domnul Iisus spune, băgați seama să nu vă înșele cineva. De ce credeți că înșelătoria e cea mai mare în timpul sfârșitului când va veni Domnul Iisus? Nu știm prin evenimente care vor veni. De ce înșelătoria e cea mai mare? Este o caracteristică, da? E o caracteristică a timpului sfârșitului. Băgați seama să nu vă înșele cineva. Este foarte, foarte important. Dacă te-a înșelat, ești pierdut. Pentru totdeauna, nu... Uitați-vă câți oameni, și prins la noi în biserică, câți oameni sunt lăsați duși de tot felul de erezii. Domnul Iisus le spune, băgați de seama să nu vă înșele cineva. Acum vreau să mergem în Numeri. Vreau să întreb, poporul Israel când striga din Egipt, Doamne, nu mai putem. Își doreau libertate. Aseară am discutat foarte puțin despre libertate. Despre care libertate își doreau ei să scape? Fizică sau spirituală? Poftim fizică. Noi oamenii... Și ucenicii care au stat cu Domnul Iisus 3 ani, nici ce își doreau? Își doreau să scape de romani, să scape de... Dar nu își doreau să scape despre... De păcat. Domnul Iisus, Dumnezeu îi scoate din țara Egiptului, cu mâna tare îi scoate. Vreau să vă întreb, când au ajuns la Marea Roșie, când au văzut că vin egiptenii, ce au făcut? Poftim? Cârtirea înseamnă necredință. Da? Eu așa o văd. Cârtirea înseamnă necredință. Dacă Dumnezeu te-a scos, de ce ai cârtit imediat? După ce trece Marea Roșie, o minune care nu s-a mai întâlnit de atunci până... Da? Ce au făcut? Acum vă întreb. Dumnezeu le spune, am să vă duc în Canaan. Am să vă duc în țara unde curge lapte și miere. S-a ținut Dumnezeu de cuvânt? O altă întrebare. A putut Dumnezeu să ducă acel popor în Egipt? În Canaan, mă scuzați. L-a putut să-l ducă? Poftim?
A dus generația care a scos-o din Egipt, a dus-o, a putut să se ducă în Canaan? Poftim? Copiilor. Eu vreau generația care a scos-o. Lor le-a spus că, pe ei i-a spus că duce. Care a fost de vină? Cine a fost de vină? Dumnezeu sau ei? Poftim? Unde era gândul lor? Deci Dumnezeu spune că te duce în Canaan, iar gândul tău este în Egipt. Tu vii și spui la Dumnezeu, te rogi, Doamne, scapă-mă de robia asta egipteană. Și Dumnezeu vrea să salveze, dar poate nu te-a salvat cum vrei tu. Sau cum ți-ai imaginat tu. Dumnezeu e un bun strateg. Un lider trebuie să aibă viziune în primul rând și să aibă strategie de luptă. Nu neapărat luptă fizică. Da. Deci ați văzut că războaiele când se câștigau, când era un strateg foarte bun, o să vă povestesc foarte scurt timp, în Olanda, când în 1600 ceva, Olanda, când era țară protestantă și era liberă să închine lui Dumnezeu, papalitatea prin iezuiții lui au zis Anglia și cu Franța au trimis război peste ei să-i nimicească. Așa se lucrau, așa se lucrau. Găsim tragedia, când găsim în istorie, nu e ceva nou ce spun. Acest documentar este, puteți să-l găsiți pe internet, să-l vedeți. Au venit cu război. Olanda fiind mică, erau două triburi. Oraniștii și republicanii. Și în timp ce olandezii aveau foarte puține corăbii, vă dați seama, a venit Anglia și cu Franța puteri, da? Să-i nimicească femeile. În timp ce bărbații se duceau să lupte pentru libertate, femeile, copiii, stăteau pe malul mării, se uitau să vadă dacă tata mai vine înapoi. Se sau și mame, poate aveau copii mai mari. Soții aveau soții acolo. Au pierdut prima luptă. Au căutat și au ales un prim-ministru, se numea Vit. Și acel era republican. Și spunea, trebuie să găsăm un lider care să ne conducă corăbile, un amiral care să fie strateg, să aibă înțelepciune, ca să putem dobândi. Pentru că cu înțelepciune, gândiți-vă, uitați cum au cucerit, cum le spunea Dumnezeu să le cucerească Canaanul. Cum au cucerit cetatea ei? Ce le-a spus Dumnezeu? Retrăgeți-vă și le-a dat un plan strategic, cum să câștigi. Nu poți să mergi haotic, nicăieri. Prima dată acest amiral n-a vrut să accepte, dar până la urmă a acceptat. Și a spus așa. A început să-și pună planul lui și să știți că acest amiral a avut izbândă pentru că a avut viziune. Pentru că în primul rând s-a crezut în Dumnezeu, a avut viziune și avea un plan strategic. Nu putem să mergem la oameni în lume să evangelizăm fără un plan bine pus la punct și în primul rând aprobat de Dumnezeu. Pentru că nu vom avea izbânde, mergem de capul nostru. În fine, Olanda a devenit, au avut multe lupte, au devenit liberă în sfârșit, dar pe mine ce m-a impresionat, oameni care și-au dat viața pentru libertate, a curs mult sânge ca noi să avem libertatea de astăzi, da? Acum ni sunt constrânse, dar am avut libertate. Cineva a murit pentru noi. Cineva și-a dat viața, cineva s-a sacrificat și a pierdut familii ca să avem noi libertate, ne-a nestrânge și a putea să studiem liber din cuvântul lui Dumnezeu. Rog, nu mai... Cred că nu mă vede mai atât de la tehnic. Dumnezeu a vrut să ducă poporul în Canaan. Dumnezeu vrea să ne ducă și pe noi astăzi în Canaan, frații mei. Avem aceeași istorie ca și poporul din pustie. Avem aceeași istorie, să știți. Avem sanctuarul, da? Avem sabatul, avem tot ce aveau evreii, avem și noi. Dumnezeu nu a putut să treacă peste. Vă imaginați, adică vă gândiți cum au fost cele 12 iscoade și au spus mergeți și iscodiți țara să vedeți ce este acolo, da? Acele 12 iscoade toți aveau ochi. Toți au văzut ce au văzut și toți, da? Nu putea să vadă unul ceva și unul altceva, da? Toți au văzut același lucru. E important că 10 au văzut diferit. Când s-au întâlnit să spună raportul, unii au văzut într-un fel, raportul a fost altul. Vă amintiți care a fost raportul? Vă amintiți? Oamenii sunt puternici. E greu Canaanul de luat.
nu mai putem, hai să mergem înapoi în Egipt. E bine Egipt, suntem slugi, da, e bine. Să nu-ți mai dorești Canaanul. Dumnezeu spune că îți dă Canaanul, vrea să te ducă, tu nu să nu-ți-l dorești. Să-ți dea mană. Să nu faci nimic, n-au plantat un pom în pustie. Nimic n-au făcut. Mă stăteau, Dumnezeu i-a alimentat și Dumnezeu a zis doar ascultare. Și nici aia n-a fost bună. Vrem cărn. Și aveam în Egipt acolo de toate. Vrem în Egipt. Nu zice, bine. Deci oamenii mergeau către Canaan fizic, dar gândul era în Egipt. Poate se întâmplă și nouă, nu zic, că nu cunosc pe nimeni. Mă refer la mine. Poate că ne încearcă și pe noi lucrul ăsta. Mergem, noi spunem că mergem către Canaan, dar noi gândul nostru să fie în Egipt. Uitați-vă ce le spun cele două, ce le zice Iscoade. Dacă citiți în Patriarhi și Profeți, spune că a vrut să-i omoare pe Caleb și pe Iosua. Erau prinți, erau lideri. Dar fără viziune. Fără credință. Slabi. Oameni care a întors poporul. Și mi-am dat seama că și în Revoluția, când a fost în Olanda, când Anglia și Franța n-a putut să dobândească, să o dobândească, au început să facă răscoale interne. Ei să pricepem mai bine ăștia la răscoale interne. Știm și la noi. Știm destul de bine. Revoluția franceză. Știm destul de bine cine este în spatele lucrurilor. Foarte important, Caleb și cu Iosua, care erau vestitorii, erau oameni cinstiți care spuneau adevărul, putem să luăm țara, nu prin puterile noastre, prin puterile lui Dumnezeu. Cei 10 i-a înverșunat pe ceilalți, tot poporul, să-i omoare. În Revoluția din Olanda, la fel a fost. Prim-ministru a fost omorât, frate său, și amiralul a fost trimis pe cel care a salvat Olanda, a fost trimis pe mare și a spus așa, dacă vrei să trăiască familia, puteți să urmăriți documentarul. E un singur lucru, tu trebuie să dispari. Am mers 7 nave și Franța avea 100. Și a stat în prima navă, a stat în față. Primul tun a fost direct în el. El a vrut, pentru că știe. Francezii au salutat cu salve pe acel amiral. Trebuie să distrugi liderii care au viziune. Uitați-vă la Satana. Uitați-vă ce lider își pune niciodată să nu dea greș. Oare, fraților, Dumnezeu care conducătorul Universului, care are și-a lui totul. Uitați-vă la reformatori. Au mers reforma până într-un moment dat și anumiți lideri au dus înapoi în Egipt, pe protestanță. De la distanță se vede că protestantismul a murit. Dar nu a murit, fraților. Să știți că e un sâmbure în fiecare dintre noi. Noi nu am acceptat pe Dumnezeu, nu ne-am făcut botezul, doar că să ne aflăm în treabă. Cred că toți dintre noi, când i-am jurat lui Dumnezeu credință, i-am jurat că vrem să... Vrei să vedeți de partea lui, da? Te rog, mai să câteva imagini. Vreau să vă arăt ce a ajuns protestantismul și ce au făcut din Luther. Că din... S-a făcut o speculă. Dacă vă duceți în Wittenberg, găsești pix cu Luther, tricot cu Luther, șampanie cu Luther, lichior cu Luther. Toate minunile, doar ca să faci, să facă bani. Și mă gândeam, în mintea mea, turci la Wittenberg, unde a fost nucleul reformațiunii, da? Unde a fost putere. Dacă vă duceți la mut, le găsiți asta, mergeți în Wittenberg și le găsiți. Nu le prezint ca să denigrez, nu am niciun interes. Doar ca să vedeți, sunt puse cărți, șampania lângă o carte cu Luther. Și sunt multe. Te rog să mai dai o imagine. Uitați aici, sunt și cărți cu Luther, dar și șampania și Luther. Vă rog să... Doamne, ce înțelegeți? Ce înseamnă Babilonie? Adică amestec. Amestec să nu înțelegi nimic. Nu se mai face diferența între adevăr și minciună. Le punem la un loc ca să fie bine. Deci să ne tot certăm între noi și să fie tot divergență între noi. Hai să fie bine. Și sunt anumite... Dacă vă duceți... Este Biblia și Coranul una lângă alta, la Wittenberg. Uite așa, sunt într-o clădire mare unde la intrare e statuia lui Caterina Van Bor,
soția lui Luther, și când intri acolo, bineînțeles, trebuie să plătești și destul de mult. Este Coranul și Biblia pusă una în altă. Dom'le, să nu mai certăm, nu mai fie divergențe între noi. În fine. Pe mine ce m-a șocat este că Dumnezeu vrea să ducă un popor în Canaan și poporul nu vrea. Ce păsăți cele 10 iscoade? Vă rog, frate, ce păsăți 10 iscoade? Poftim? Mor așa dintr-o dată? Câtă îngăduință a avut Dumnezeu față de ei? Până la un moment dat, când a vrut să omoare pe Caleb și pe Iosua, dacă Dumnezeu nu intervenea, îi omora. Vă rog, ce a făcut după aia poporul? A început să plângă toată noaptea. Și ce au zis? Mergem să luăm Canaanul. Dar Dumnezeu le spusese înainte, vezi, vă, 40 de ani veți sta în pustie. Vă întreb, cei 40 de ani aveau ei vreo direcție? Poftim? Aveau vreo direcție? Să învârteau, pur și simplu. Să ne ferească Dumnezeu să fim și noi în această situație, să ne învârtim, cum s-a învârtit poporul Israel 40 de ani, fără nicio țintă, fără niciun țel, fără nicio o viziune. S-au învârtit atât. Au ieșit la luptă și ce au păzit? I-au bătut cananiții? I-au bătut. Să te lupți cu un popor, să-l duci în Canaan și el să jurească să meargă în Egipt. E posibil. Așa astăzi, minte, eu să merg fizic către Canaan și mintea mea să fiu tot în Egipt? Păi ce bine era în Egipt, aveam de toate, aveam... O să vă dau un citat din Patriarhi și Profeți. Gândiți-vă că ei așteptau vești de la aceste iscoade. Vești bune. Și când au venit, interesant că poporul nu asculta pe cei doi și asculta pe cele 10 iscoade. Zic eu ce spun ei. Prin urmare, acesta este sfârșitul marilor lor speranțe. Au spus ei, aceasta este țara pentru stăpânirea care a făcut tot drumul din Egipt până aici ca să o luăm în stăpânire. Ei au învinuit pe conducătorii lor că înșală poporul. Deci am făcut un drum din Egipt până aici pentru ce? Ca să murim aici? Adică să ne omoare fiul Ianac? Îți moare, e greu, domnule, de la Canaanul. E greu să învingi păcatul. Sunt voci care spun, nu poți să birui păcatul. E greu. Lasă, domnule, Canaanul. Nu-i mai... Nu mai lasă. Putem merge și așa. Dar nu e adevărat. Uitați ce zice aici. Tablul s-a schimbat acum. Nădejdea și curajul au făcut loc unei deznădejdi lașe. În timp ce iscoadele dădeau pe față simțămintele inimile lor necredincioase, care au pline de descurajare insuflată de Satana, zice. Vă zic că e Patriarhi și Profeți. Puteți să citiți și dumneavoastră. Da. 2 minute și o să închid pentru că timpul e foarte scurt și... Da, și-au făcut acești oameni. După ce Dumnezeu a spus că o să petreacă, să toarcă înapoi în pustie, așa cum zice, așa cum vă doriți, ce noaptea a fost petrecută în plânset, dar odată cu dimineața a venit o nădejde. Ei s-au hotărât să-și răscumpere lipsa de curaj. Când Domnul le-a spus să se suie și să ia țara în stăpânire, au refuzat. Iar acum când li s-a spus să se retragă, erau tot atât de rebeli, s-au hotărât să pună mâna pe țară și să o ia în stăpânire. Poate că Dumnezeu va primi lucrarea lor și va schimba planul cu privire la ei. Deci Dumnezeu spune atât să mergi în Canaan. Tu zici nu. După aceea când îți dai seama de consecințe, pentru că erau de consecințe, nu neapărat că au zis vrem să luăm țară. Persoana mi s-a întâmplat lucruri de genul acesta
Am simțit demnul la Dumnezeu să merg și n-am mers. După aceea mi-am dat seama și am vrut să merg. Dar mergeam cu frâna de mână trasă. Tot. Deci Dumnezeu... Când spune ceva, adică... Dar cum te duci atunci când spune El? Și te duci când vrei tu, când ai tu chef, e posibil ca să mergi singur. Și când mergi singur, nu ai izbândă. Vă sfătuiesc, fraților, pe fiecare să faceți lucrare, să mergeți în misiune. Este lucru care te schimbă, care te face să nu mai orgolii. Întâlnești oameni în scara de bloc, care pui pliante, plecați, măi, pocăiților, de aici. Și firea spune, ia zic eu câteva acum de... Adică, cum îmi spui tu mie? Și am zis, Doamnă, bine ar fi să fiu pocăit cu adevărat. Bine ar fi să fiu pocăit cu adevărat, că am nevoie de așa ceva. Și omul când îi răspunzi în o asemenea măsură, omul nu știe ce să-ți mai spună. Se blochează. El credea că prin a-ți spune că ești pocăit, te jignește. Îți aduce o ocară. Ne-am spus, bine ar fi să fiu cu adevărat pocăit. Am întâlnit oameni care ne-au spus, frații mei, zice, fiecare își spunea problemele lui de familie și nu știai cum să-i ajuți pe anumite persoane. Te simți limitat. Mă gândeam la ucenici când treceam umbra lui Petru și vindeca pe oameni. Și mă gândeam, noi de ce nu putem să facem niște lucruri? Îți vezi copilul, avem o doamnă și copilul ne ajută la... Dar ai vrea să faci ceva. Și mă gândeam, dacă Duhul Dumnezeu nu lucră prin noi și dacă nu lăsăm călăuziți, nu vom avea izbândă în lucrare misionară. Pentru că așa putem să împărțim plianță în cărți câte vrem. Dar dacă Duhul Dumnezeu nu este la lucru să lucreze în fiecare inimă, fiecare... Pe timpul pandemiei, Dumnezeu mi-a făcut o bucurie foarte mare. Au fost doi băieți, doi tineri, este aici și cel sus. Mi-a făcut o bucurie foarte mare Dumnezeu. Treceam printr-o perioadă și băieții Claudiu și cu Darius, niște băieți deosebiți, au putut să studiem Biblia. Deci vrem să studiem profețiile, să aprofundăm mai mult. Am aprofundat profețiile, cât ne-a dat Dumnezeu putere. Și am descoperit că acești doi băieți, copiii lui Dumnezeu, aveau pe inimă misiunea. Își doreau să meargă misiune. Vasile, oricând mergem, plin de curaj, mi-a plăcut treaba asta, ca David, plin de curaj, când s-a înfruntat cu Goliat, plin de curaj, de speranță. Și mulțumim lui Dumnezeu că în fiecare sabat, cât de ne Dumnezeu putere, mergem în fiecare sabat în lucrarea misionară. Experiențe sunt multe, timpul e scurt, poate băieții după masă, poate câteva experiențe. Se poate și în pandemie să lucrezi pentru ceilalți, poate mai mult decât Spiritul Profet ne spune, că vom face lucrarea care n-am făcut-o pe timp de pace, o să o facem în condiții grele. Dar asta pentru că din cauza noastră. Gândiți că Dumnezeu din 1844 putea să vină oricum, a spus și fratele Fănică, trăim într-un timp împrumutat. Dacă biserica ar fi fost tare, Domnul Iisus ar fi venit de mult. Frații mei, vă doresc să aveți un sabat binecuvântat, să vă dea Dumnezeu înțelepciune să avem și să mergem și fizic și spiritual către Canaanul Ceresc, care Dumnezeu vrea să ne ducă. Amin.